Accesez imaginile postate de dumneavoastră, domnule Ciuvică, astăzi un arc peste timp. Peste 100, cei 100 de ani, urmașul Brătinilor. Dar le vedem acum. Dar sunt imagini practic de arhivă. Și de arhivă, dar și de asta, de păstrat în, în memorie, așa, adică sunt lucruri importante pe care nu trebuie să uităm cu să trecem cu ușurință sau să le uităm cumva pe undeva printr-un sertar al internetului, pentru că, repet, vedeți acolo 2005. Era deci Bercea? În urmă cu 13 ani, niște colegi de lui Bercea erau. Și versurile sunt foarte interesante pentru cine vrea să le audă, versurile melodiei. Și actual urmaș al Brătienilor, de atunci a început pregătirea pentru a deveni urmașul Brătienilor, așa cum acum este, și colegii lui sunt mândri, practic. Se punea la cale un morman, practic, la momentul acesta, mă gândesc, apropo de... Dar interesante mișcări, adică e talentat domnul. Este foarte Borba. Talentat și vedeți talentul, până la urmă, e premiat în politica românească. Meritocrația, asta este un exemplu de meritocrație. Mai avem...